La primăria comunei Șercaia. Stăm de vorbă cu domnul primar Cristina Paltin. Domnule primar, mai întâi, cum ați început anul 2017? Calendaristic, am sărbătorit și noi Revelionul și trecerea în nou an. În rest, nu este nicio diferență, activitatea primăriei este aceeași. Sau, practic, continuăm ce am început cu anii în urmă, nu cu anul 2016, în 2017, pentru că noi tot vorbim de strategii. Nu este vorba de o strategie, este vorba că trebuie să ne punem la punct în această perioadă cu tot ce n-am făcut cu ani în urmă. Adică dacă acum, în perioada când avem niște fonduri la dispoziție, nu reușim să ridicăm nivelul de trai al localității, în cel mai scurt timp, localitatea respectivă va fi condamnată la pieire. Poate vă surprinde ce vă spun, dar dacă ne uităm în fiecare sat, vedem, după ce mor bătrânii și se sting datorită vârstei și le facem, oficiem ceremonia de mormântare, rămâne o casă goală pe o stradă și mai rămâne o casă goală și mai rămâne o casă goală. Și uite așa, mergând prin sate, ne dăm seama că sunt nu știu câte case goale sau sunt două, trei case locuite pe o stradă. Și de ce? Pentru că nu am gândit în timp ca acea localitate să aibă minimul de cerințe pe care noi avem pretenția să-l avem, adică să avem o infrastructură de drum sănătos, de apă și de canal. Consider că astea sunt prioritare, mai puțin drumul, de fapt trebuia să încep cu apă și canal. În momentul când avem o infrastructură în care să avem conectată toată localitatea, categoric interesul pentru fiecare gospodărie, pentru fiecare număr de casă, chiar dacă nu mai sunt copii sau au plecat copiii din casa respectivă în alte părți și s-au format familia acolo, categoric este atractivă locuința pentru alte persoane, o pot valorifica la un preț bun și în felul acesta nu va muri localitatea. Altfel, localitățile vor muri din mediul rural. Asta este părerea mea. Nu mai vorbesc de celelalte aspecte. Investiții, oferta locurilor de muncă. Deci cam asta este activitatea primăriei. Ai condiții bune de trai pentru locuitori? Ai ofertă bună a locurilor de muncă? Ofertă, bună sau rea. Asta este la nivel de țară, noi trebuie să ne supunem. Dar fără aceste două mari lucruri, nu putem vorbi de viitorul unei localități rurale. Cu siguranță aș vrea să mai amintim încă o dată care sunt satele arondate comunei Șercaia. Și dacă știți cu aproximație câți locuitori mai sunt, apropo de ce îmi spuneați înainte. Pot să vă spun că sunt fericit din acest punct de vedere că am numai trei sate. Îi compătimesc pe colegii mei care au multe, șapte sate. Șapte sate înseamnă șapte probleme. Deci o problemă în șapte puncte. Deci practic șapte probleme distincte. Eu am numai trei. Deci sunt fericit în acest punct de vedere, iar la celălalt răspuns, populația localității Șercaia este în creștere, datorită faptului că am gândit în timp, localnicii au sesizat acest lucru și ne-am început să ne clădim infrastructura. Avem pe aproape toată localitatea Șercaia, deja acum pe ultima fază sunt pentru restul localității. Dacă tot vorbim de investiții, am trecut CNSC-ul, deci finalizăm a doua licitație pentru extinderea apă și canal. Aproape 9 luni de zile m-a ținut această licitație. Greu, de greu ce? Și oftez. De, de ce? Ce? Pentru că am avut contestații, am avut 13 oferte. Sunt foarte puține oferte de lucru, adică foarte puține finanțări în perioada aceasta și au fost foarte multe oferte. Deci caut oamenii de lucru, firmele, analizează 13 oferte, am avut reanaliză dată de CNSC-ul, acum CNSC-ul ne-a dat, la a doua contestație, ne-a dat dreptate și cam într-o lună finalizez licitația, în primăvară intru. Deci și după ce voi finaliza această investiție, care se ridică undeva la aproximativ 7 milioane de lei, de 70 de miliarde, aș putea să spun că localitatea Șercaia, satul Șercaia, are apă în totalitate și canalizare. Pe Hălmeac continui lucrarea de apă și canalizare. Începută? Începută acum 2 ani. Da?
A mers greu avem, acolo. Merge foarte greu pentru că nu am găsit apă potabilă, nu este în zona apă potabilă, va trebui să fac, să duc apă din Șerpea pe sub Bolt, deci o lucrare foarte destul de grea, dar exact ce am spus înainte, fără acest lucru, satul Hălmeag este sortit pieirii, ca oricare alt sat. Iar pentru localitatea Vad, nu a fost lăsată la urmă, același interes l-a manifestat pentru toate localitățile. Am accesat un fond european, pe nou program 2014-2020, 7-2, suntem în faza de întocmire a caietelor de sarcini pentru a ne scrie și a face licitația pentru a desemna constructorul. Durează anul acesta, categoric. Asta deci, vreau să le explic asătenilor care sună la redacție și ne întreabă, și cei din Hălmeag și cei din Var. Vreau să ne spuneți cam care sunt etapele și unui proiect, ceea ce vorbeam cu dumneavoastră, că nu e de pe o zi pe alta. Doamnă, foarte simplu. Un proiect în cele mai bune condiții în România, la nivelul la care am ajuns noi, cei din această comună, care lucrăm pe aceste proiecte, nu se poate încheia mai devreme de 5 ani. Deci, de când demarezi strângerea documentelor, depunerea lor, aștepți programul, depunerea lor, să vezi dacă ai obținut finanțarea, semnarea contractului, desemnarea constructorului și, după aceea, cel puțin 2 ani execuția lucrării, consumează aproximativ 5 ani de zile. Se mai pot deci, întâmpla între timp sincope la licitații? Sincope financiare unde nu sunt bandă cu finanțare, deci sunt multe probleme, multe impedimente, dar dacă te ții de lucrare, în aproximativ 4 ani jumătate, 5 ani poți să o închei, ceea ce este un lucru bun, pentru că sunt 5 ani în viața unei localități, dar îl ridic acea localitate pe treaptă, superioară. Vorbim despre apa de la Vad. Să te mi spun că apa nu este bună de băut. Și au dreptate. Au dreptate, pentru că nu este bună de băut, tot ei sunt de vină, deci nu eu am locuit, sau eu locuiesc în Șercaia și nici în Șercaia nu era apa bună de băut, dar noi, sătenii din Șercaia am fost, așa cum ei, sătenii din Vad, sunt de vină. Pentru că dacă mergem și facem un inventar, nu știu câte din numărele de case din Vad, aproximativ 400 și ceva, au fose betonate la WC-ul din spatele șurii. Că acum probabil nu mai e în spatele șurii, că fiecare are baie și este undeva cât mai aproape de casă. Nu este betonat, nu se vitanjează, pentru că aș fi fost solicitat cu vitanja, deci sunt foarte puțin, nu sunt 3-4% să fie betonat. Dacă nu e apă curentă și canalizare, cum da, au baia în casă? Păi au baia pentru că toți au fântâni. Toți au fântâni. Groapa de WC-ul este la 10 metri maxim de fântână, categoric pâmpâza de apă freatică, tot ce este nitriți, nitrați, bacterii coliforme, deci absolut tot ce găsim în fecale, le găsim și în apa de băut și nu este bună. Și cine-i dă vină? Nici măcar nu am avut inteligența să vedem de ce bătrânii noștri aveau WC-ul în spatele grădinii, la distanță cât mai mare de casă. Nu ne-am întrebat niciodată. Noi am zis, nu, e mai comod să fie lângă șură sau undeva înglobat în casă, ca să fie cât mai aproape de casă, să nu ne ducem până în fundul grădinii la WC-ul. Plătim. Deci neștiința și neștiința și prostia să plătesc. Vorbiți-mi de proiectul de apă din Vad. Deci, ce să vă spun de proiectul de apă din Vad? Eu sunt foarte bucuros, pentru că este o finanțare pe nou program european. Este practic a treia finanțare europeană pe care o obțin pe același program, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Nu e ușor, este destul de greu și trebuie să fii foarte consecvent și foarte serios în lucru cu fondurile europene. Care ar dura ca și termen? Ca și termen, același termen este 5 ani de zile. Deci fără 5 ani de zile, cine spune... Păi, 3 ani îmi dă numai pentru execuția lucrării. Dacă fac un an pentru strângerea documentelor și un an ca să-mi fac licitația, trebuie să fiu fericit că închei lucrarea. Deci nu se pot încheia lucrările acestea așa, troznind în două degete și casamanta strâmbăm din nas și gata, am rezolvat problema.
ar fi bine. Și eu aș vrea să am, mâine aș vrea. Ce nu mi-ar place să fiu, să văd lumea mulțumită când mă duc pe stradă? Categoric mi-ar place. Trăiesc în mijlocul oamenilor, știu ce probleme sunt la nivel de localitate, de mediul rural, pentru că și eu le trăiesc și încerc să le rezolv atâta cât pot. Bun, o altă problemă semnalată de săteni, drumul este prea înalt față de nivelul porții și al curții. Nu mai pot intra, nu mai pot ieși cu mașina în curte. Nu. Este impropriu spus. Drumul a fost o reparație capitală. Practic s-a turnat din nou. Și drumul și șanțul. Și șanțurile. Șanțurile la drum nu sunt ca să preia apa din curțile oamenilor. Șanțurile la drum sunt ca să preia apa după platforma drumului, ca să nu se strice drumul și să țină cât mai mult. Pentru că este o investiție deosebit de costisitoare și nu orice localitate își permite să facă la nu știu câțiva ani o investiție pentru repararea unui drum. Sau în momentul când repari un drum, deci aia ține o iarnă. A doua, în primăvară e praf drumul la loc. Deci dacă ai stricat drumul, e ca trebuie să faci investiție nouă. Să pot, deci nimeni nu cred că are o preliște să intre și să iasă în drum, numai că trebuie să-i ridice porțile și să se alinieze la nouă configurația drumului. Ori eu nu pot să las strada mai jos ca să respect intrarea omului în curte, să fac așa, numai hopuri pe drum. Pentru că și acolo sunt niște proiecte aprobate, cineva și le-a însușit. Au fost verificate, s-a dat ok-ul că sunt în regulă și respectă legislația și nu văd de ce ar fi probleme. Am înțeles. Dacă am depășit aceste două segmente importante și sătenii pot vedea acest interviu, apa, rețeaua de apă, rețeaua de canal, sunt proiecte importante. De fapt, sunt cele mai importante. Investiții deci care vor fi văzute nu numai pe hârtie, ci și în teren. Știți cum este? Văzut mai puțin. Știți care sunt cele mai importante lucruri? Sau cele mai importante lucruri cu impact la populație? Drumurile și căminele culturale. Decât atât. Dar nu fac mare lucru. Drumurile, da, fac mare lucru pentru că totuși oferă niște condiții bune de viață. Lucrarea care nu se vede este de apă și canalizare. Deci aia nu se vede de nicio culoare, dar o simte fiecare om în casă. Vă dau exemplu la ce am pe Șercăiaș și funcționează. Nu am 10 numere de casă, nu am, prin fața căreia să întreacă rețeaua de apă și canalizare să nu fie racordate. Și atunci, văzând acest lucru, categoric trebuie să trag și concluziile. Deci sunt utile. Bun, și traiul, să zic așa, în localitatea Șercaia se vede după oameni că sunt gospodari, uitându-te la case și așa mai departe. Îmi spuneați că mai aveți în lucru un program important la Poiana Narciselor. Acolo știți cum este. Numai când nu vrei, nu ai de lucru. La ce vă referiți? Deci Poiana Narciselor, ca să o readucem la starea ei inițială, în primul rând că necesită niște sume imense și în al doilea rând noi am cam uitat să muncim. Noi vrem să avem ce am avut odată, dar să nu facem nimic. Cu cine ar trebui să munciți acolo? Noi localnici. Deci fiecare, dacă vrem să avem această Poiana Narciselor, acest brand, trebuie să-l întreținem. Deci nu trebuie să așteptăm de la să vină cineva. Sau cu asistații sociali care primesc bani? Cu părere de rău, vă informez că noi nu avem asistat social decât foarte puțin. Pentru că dacă nu și-au făcut orele, categoric au fost tăiați și nu au primit alocațiile cuvenite. Deci ați ținut la sânge această evidență. Da, în dauna mea, pentru că eu i-am pierdut de clienți, deci nu sunt clienții primarului, asistații sociali, nici nu m-au votat și nici nu-mi pasă dacă m-au votat sau nu, dar consider că trebuie să-și facă treaba. Și acei câțiva care își fac treaba, încerc să fac cea mai grea problemă a localităților, gestionarea gunoaielor. Așa. Asta este o problemă spinoasă. Foarte grea. Deci de sus, de la Comisariatul General, ne bombardează cu închiderea râmpilor. Se ducem... Aveți gunoaiele... rampă?
Păi nu putem să avem rampă. Unde? Unde ați dus până acum? Trebuie să ne înțelegem. Nu se pot face rampe ecologice pentru că nu figurăm în strategia lui Sulescu. Nu știu cine, Doamne iartă-mă, și nu se dă voie să facă ca în Occident rampe ecologice pe fiecare localitate, că trebuie să ne ducem noi să-i facem pe unii cu bani. La Săcele, la Fineco sau la Sibiu. Sibiu categoric nici nu vrea să audă, deci nu preiau gunoaiele categoric. Ori eu trebuie să mă duc acolo. Ca să duc acolo, o tonă de gunoi este 150 de lei. Ca să duc acolo. Ori să duc o mașină de 10 tone, gândiți-vă că sunt niște bani pe care eu trebuie să-i încasez la populație, până când populația trebuie să dea banii ăștia. Trebuie totul să răzbună chiar pe omul de rând. Cât se plătește? Pentru că nu au fost ei în stare să gândească o strategie în care să-mi dea voie mie să am rampa mea ecologică, sau măcar două, trei comune undeva aproape, să am cheltuieli minime și da, să mă amendeze în momentul când nu, adică să-mi impună, trebuie să corespundă ce trebuie să aibă rampa aceea ecologică, cum trebuie să fie, perdele de protecție, absolut tot, da? Cum trebuie să selectez gunoiul. Și atunci, dacă nu respect, da, dar ei nu. Vin și ne bombardează cu amenzi de o jumătate de miliard, o amendă. Ați luat amendă? Da, am luat amendă și probabil voi mai lua, dar categoric nu voi mări prețul populației. Cât este metru cu în prezent? Deci nu, deci noi și așa să merge pe mediul rural, să colectează în funcție de numărul de persoane. Fiecare preț, fiecare comună face prețul, de aceea nici nu vi-l spun pentru că nu are rost. Aveți pubele? Avem pubele, deci tot ce am avut în proiect am dotat populația, avem mașini de colectat, dar vreau să mențin un preț cât mai jos. Cine se ocupă până la urmă de populația asta? Noi suntem numai ca să-i cojim de bani. Ați pus în discuție acest aspect de-a lungul timpului, de când sunteți primar? Tot timpul. L-ați avut în vedere. Dar și ce s-a întâmplat? Vânt. Apă de ploaie. Numai când, știți când o să simțim noi, vă spun eu și rețineți. În momentul când o să se... Deci prima dată îi zicea o taxă de infringement. Acum îi spune taxă de habitat. Deci în momentul când vom plăti fiecare locuitor pentru faptul că nu am rezolvat această problemă a gunoaielor, o taxă la Uniunea Europeană, deci nu o să mai strângem să ne colectăm gunoaiele, va trebui să o donăm la Uniunea Europeană, pentru că n-am fost în stare să ne facem să ne organizăm această colectare a gunoiilor. Va fi prima taxă, deci în următorii 2 ani, urmează a doua taxă, tot o taxă de habitat, probabil habitat 2, pentru că nu am fost în stare să ne facem apă și canal în localități, ceea ce nu știu majoritatea oamenilor din mediul rural, dar când va veni impunere, atunci să vedem cum o să se descurce fiecare. Și o problemă națională asta, domnule primar... Bineînțeles, dar eu nu mă raportez la probleme naționale, eu mă raportez la problemele oamenilor din comună, pentru că de ei am fost ales și lor trebuie să le dau socoteală. Când o să fiu ales la problemă națională, o să mă gândesc acolo, dar n-am nici în gând, nici în clin, nici în mânecă, cum vine vorba populară. Deci rămân aici pe poziția mea de comună, și la asta mă raportez și asta încerc să le rezolv. Făgărașul încearcă să atragă fonduri pentru a găsi soluția depozitării gunoiului. Da, noi îi susținem. Dar până atunci, ce se întâmplă? Veți avea fondurile necesare lunar să plătiți? Amenzi? Nu numai amenzi, și transportul care e foarte scump. Și mai e o problemă, oamenii știu să colecteze selectiv, pentru că atunci ați duce până la urmă e foarte greu de convins, dar nu este imposibil. Deci asta o putem rezolva, dar ca să avem fondurile necesare, nu. Și încă o dată vă spun, nu sunt de acord să măreți taxa de salubritate. Pentru simplu motiv că absolut orice s-a întâmplat rău în România, n-au plătit cei bogați, ci au plătit oamenii de rând, oamenii de jos. Până când? Deci, categoric nu. Vreau să revenim la Poiana Narciselor. Spuneați dacă dumneavoastră împreună cu cetățenii comunei nu mergeți să lucrați acolo, nu se face. Ce ar fi de lucru? Simplu. E vorba de pădurea în sine, să da? Să curățăm, să facem ce au făcut bunicii noștri până la urmă. Să curățăm poienile și să le luminăm de tufăriș, ca să dăm voie la flori să crească. O floare
indiferent care este ea, în speță Narcisa, nu crește dacă este la umbra unei tufe și într-un sol arid, într-un sol secetos, crește într-un sol mlăștinos. Deci să înfundăm șanțul care scoate apa din pădurea narciselor și să curățăm pâinile, atât și nimic mai mult. Reprezentanții ocoalelor silvice au mers pe la primărie și au prelucrat noua lege în ceea ce privește alocarea masei lemnoase pentru populație. Cu ce se încălzește comuna, locuitorii? Cu ce se încălzesc locuitorii comunei Șercaie? Deci au prelucrat-o acum. Da. Eu prelucrez după 4 ani de zile. Așa. Există o criză a lemnului de foc? Există o criză a lemnului de foc pentru că am coșit pădurile. Am coșit pădurile și vedeam câte 3... Deci noi aici în zonă aveam locații unde ieșeau 30 de tiruri dintr-o singură vale, 3 pe zi. Deci rețineți, 30 de tiruri dintr-o singură vale forestieră ieșeau pe zi cu lemn. Și ne întrebăm acum că nu avem de lemn de foc pentru oamenii din localitate. Ce păduri sunt în zonă? Știți cam cum arată, sunt defrișate, nu da. Vi se împea sufletul când vedeați că pleacă Nu mă interesează, bușteni. Vă spun un singur lucru, în consens cu ceea ce v-am spus, eu sunt alesul oamenilor din Șercaia. Șercaia are o suprafață de pădure. De mai mulți ani, tot lemnul de foc nu pleacă în altă parte, ci vine în Șercaia. L-am gestionat mai slăbuț până anul trecut. La ce pădure vă referiți? Pădurea, proprietatea comunală. Proprietatea comunală. A comunii. Așa, anul ăsta de când am schimbat viceprimarul, gestionez foarte bine și fiecare locuitor din Șercaia și-a primit o minimă cantitate atât cât să cuvenea din pădurea respectivă. De ce ziceți de când am schimbat viceprimarul? Pentru că este o problemă de administrație locală, este o problemă în speța viceprimarului, pentru că eu dacă mă ocup și de pădure, nu o să mă ocup de proiecte. A, și nu pot, viceprimar? Două lucruri bune nu le pot face. Nu se ocupa. Așa, s-o ocupa mai puțin. Hai da. Să fim așa, da. Un pic mai așa. Și atunci, deci oamenii au lemn de foc? Oamenii au lemn de foc într-o ierarhie foarte corectă, puțin, dar au lemn. Și ca atare, și încă un lucru, și cel mai important, pădurea este în picioare. Deci pot să le dau celor care vin după mine și urmașilor copiilor noștri, uite, asta e pădurea. Gestionați-o voi mai departe. În altă ordine de idei, dacă am vorbit despre toate aceste proiecte importante, îmi vorbea și despre cămine culturale. Nu vă vorbesc de cămine culturale pentru că sunt singurul primar din țara Făgărașului unde am cămin cultural și nu-mi face cinste. Și în speță la Hâlmeag, unde nu am bătut un cui. Rețineți, nu am bătut un cui, pentru că am considerat că este prioritar infrastructura și după aceea căminele culturale le poate face orice primar, că nu sunt bugete, sunt niște cheltuieli, sunt niște sume acolo de bugetat, dar nu atât de mari cum ar fi infrastructura unei localități. Ați vrut să vă axați și, pe acestea sigur că importante. Da, m-am axat pe acestea. Cine a înțeles, majoritatea oamenilor a înțeles, sunt și oameni care n-au înțeles și mă critică, este dreptul lor să mă critique, nu supăra pe ei, dar vă spun franc, nu am bătut în cui în acel cămin. În restul, acceptabil, dar nu de etichetă, nu să fac, să defilez, să cam mă afișez. În alte... Da, aia e treaba lor. Podul de la Hâlmeag. Destul de greu. Deci podul de la Hâlmeag, în cercul Consiliului Județean, este pe drum județean ca să obțin finanțarea. Se circulă? Acum da, se circulă, dar nu este de viitor. Sigur. Nu este sigur că da și este nesigur. Dar semnalele sunt destul de firave pentru anul acesta, probabil și pentru la anul, nu știu cum o să procedeți. Costă mult? Costă mult, categoric. Cel puțin 1 milion de euro. Cel puțin 1 milion de euro. Și iarăși trec ani, că înseamnă un proiect... Ce alte surse de finanțare în afară? Pe ce alte surse de finanțare în afară de proiecte europene? Mai sunt mai sunt ceva din POR, din programul operațional regional, dar foarte puțin. PORul de obicei este pentru mediul urban. Și fondurile guvernamentale, dar fondurile guvernamentale
Deci, marea noastră problemă de la Revoluție încoace este că s-au acordat de diferite guvernări și asta nu a fost un păcat că au acordat fonduri, dar nimeni nu a tras linie și a zis s-a terminat sau nu s-a terminat investiția. Mai precis sau pe înțelesul tuturor, răspunderea. A cui este răspunderea când ți-a luat niște fonduri? Ai predat tu ca guvern? Păi, predăm pe răspunderea ministerială, mie ca primar. Ia-mă la rost, am predat aici mandatul de primar. Dăm investiția cu tare în ce fază ai ajuns, nu s-a făcut. Deci aici pierdem noi, ca și țară. Probabil nu se vrea de sus în jos să se facă, nu de jos în sus. Agricultură, APIA, ce puteți să-mi spuneți din aceste puncte de vedere? Cum stați? Mai lucrează oamenii pământul? Mai sunt motivați să crească animale, nu, să cultive? Deci, agricultura, destul de greu, ce să vă spun? Vă spun așa că pe localitatea Șercaia, în general, este lucrat pământul, în mare parte, dar nu oamenii, ci societățile mari, care au și-au acumulat pământ, pentru că este o cu tot altă poveste. Aveți aici un centru APIA. Da, și funcționăm foarte bine, deci nu este nicio problemă. Oamenii sunt mulțumiți de subvenții, cu toate că anul trecut au cam întârziat, da? Sunt promisiuni că anul ăsta se vor regla. Pentru că chiar nu mă ocup, am în familie cine se ocupă de subvenție și eu sunt numai cu munca și cu problemele primăriei și cu munca la ferma mea. Deci de subvenții mă întrebați mai puțin. A, deci să înțeleg că aveți și fermă? Da. Bun, să vorbim și despre asta. Tot timpul noi în interviuri vorbim cu dumneavoastră despre primărie. Iată și că domnul primar face o activitate, să zic așa, particulară. Primăria la mine, dacă tot mă provocați, a venit datorită faptului că eu am fost fermier, am lucrat în structură, în ferme, de profesie sunt zootehnist, și datorită sistemului, obiectul muncii mele a dispărut, fermele au dispărut, și am considerat că trebuie să fac eu ceva singur. Unde? În ce ferme ați lucrat? Tot în zonă? Aici la Șercaia? De fapt, eu așa am ajuns în Șercaia. Așa. Prin repartiție. Păi v-aș întreba atunci cum era pusă problema. Să facem așa o paralelă, totuși. Nu se poate compara. Nu. Deci nu există paralelă. Și atunci, din păcate. Mai rezistă sectorul? Din păcate. Deci, dacă mă întrebați asta, strategia Ministerului Agriculturii a fost total în defavoarea oamenilor de rând, oamenilor care au fost crescători sau nu au încurajat fermele prin programe. Se încearcă acum o încurajare, dar nu s-a avut niciodată în vedere să încurajeze omul care vrea să-și facă, tânărul care vrea să-și facă o fermă, sub nicio formă, sub nicio formă. Condiționat de bani, de tot felul de... Ce facem cu produsele, da? Ce fac și aici oamenii? Altă problemă. Ce faci cu produsele? Le produci la un preț, nu ți le ia nimeni, rămâi cu ele în hambar, le mănâncă șoarecii, rămâi dator, familii distruse, muncă zadarnică. Deci, animalele necesită îngrijire. Necesită îngrijire, sacrificii. Eu n-am vrut să renunț și mențin ferma în continuare. Chiar și după ce nu o să fiu primar, o să merg înainte cu ferma. Așa să fie. Acestea fiind spuse, haideți să concluzionăm în general. Totuși, sunteți optimist pentru anul 2017, nu? Am venit la servici. Deci, dacă am venit la servici, înseamnă că sunt optimist. În momentul când nu mai sunt optimist, atunci depun armele și nu mai vin la servici. Deci, am ceva de făcut dacă vin la servici, categoric. Am mult de lucru. Ca să concluzionăm, da, am foarte mult de lucru. Și vă caută lumea și vă spune de toate, Doamne, nu? Categoric, o mare voie, fac ședințele acum, duminică, încep ședințele. De-aia le fac. Nu ca să mă... laude să mă aplaude, să-mi spune ce probleme sunt. Pentru că când convin sau nu-mi convin, numai aducându-l la cunoștință cele care nu le sesizez eu, numai așa le putem rezolva. Aveți echipă ca să luați cele mai bune decizii? Pentru că sunt și decizii care trebuie luate... Categoric, avem echipă, avem Consiliul Local, destul de bun și nu sunt probleme. Cu dezbateri, cu absolut tot. Așa să fie, domnul primar, vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumim.